Primul invitat de astăzi este Valentin Teodosiu și nu este singur, vine după 11 ani, atenție, nici mie nu mi-a venit să cred, după 11 ani, cu minunata lui soție, Luminița Erga, și cu gemenele lor, Irina și Katinka. Să poftim familia Teodosiu! Cât au crescut. Sărut mâna! Sărut mâna! Bună. Ne bucurăm foarte tare că sunteți astăzi alături de noi. Și acum, vocea sacră de la ProTV, Valentin Teodosiu. Așteptăm să zice ceva. N-am voie decât în spate. Decât în spate! Vocea de pe fundal, nu? Uh-huh. Vocea de pe fundal. Trebuie să o spunem că spune, e frumos. Spune-ți-o acum, să începem direct. Da. Ca să înțeleagă lumea ce înseamnă vocea de pe fundal. Luminița, am zis odată, tata, n-ai mai luat de mult flori. Bine, o să-ți iau. Ce să fac? N-am avut timp. Vezi că sunt ocupat. O să mă duc mâine să-ți iau. La teatru, am treabă. Mă duc dimineață. Îl văd pe un țigan cu niște flori. Zic, cât dai, mă, garofițele astea? Să trăiți, maestre, 3 lei pentru dumneavoastră. Nevasta, dai un trandafir, nu vreți? Păi trandafir cu... Garofițe. Nu pot, n-are rost. Tași făd în gură, îi zice la. Tu știi cine e ăsta? Aia se uită la mine? Nu. E fundalul de la ProTV, fă vacu. Da, vocea de la ProTV, Valentin Teodosiu. Da, mă gândeam că ziceți, poate vă zice Cotimanis. Cine e dată? Cotimanis. Nu v-a confundat niciodată nimeni, nu? Ba da. Tot timpul. Nu pot să cred. Dar nu din cauza vocii. Nu din cauza, din cauza cheliei. Cheliei, nu? Da. Ați venit astăzi, cum spuneam, după 11 ani ne-am mai văzut la emisiune și nu vine să cred ce mari sunt gemenele, Irina nici și Katinka. Irina, bună Irina. Bună deci așa, bună Irina, bună Katinka. 14 ani? Da. Da. Să vă trăiască. Mulțumesc. Doamne ajută la fel. Acum... Mama, cred că când ieșiți cu ele în oraș, pe bune, nu cred că vă zice nimeni că ați venit cu fetele. Cum zice lumea? Băi, surorile tale mai mici? Sau a, da, ce simpatic nu, ești. Nu, dar pe cuvânt, adică, serios. E, depinde cum sunt aranjată. Aha. Am avut și zile proaste. Nu a fost cu mine cu aia mare. Că mai am o fată mare care are 40 de ani? 42. Monica, nu? Monica să vă trăiască, da. Din prima căsătorie. Da, care este o fată, un copil excepțional și este medic stomatolog. Dacă e ceva... Deci la ea mergem. O să vă aranjez. Așa. Și când a făcut și aia 18 ani și ne mergeam până oraș, au început să-i spună fostei soții, băi, fată, vezi că ăsta umblă cu puștoaice de 18 ani? Adică erați cu fică și... Da, eram luat în colimator. Da, în colimator, da, asta da. Asta e un blestem, ce să facem? Da, v-ați cunoscut-o pe Luminița la teatru. De la un măr, domne, a plecat povestea asta de teatru. Te uite asta că se aveți aici. Asta nu mai ea știe. Nu mai ea. Bun, da, hai că povestim imediat și de mărul e ăsta. E foarte bună. E măr. Bună treaba asta. De la un măr. Vrei un măr? Hai, ia mărul meu și poate că a început relația. Da. Nu, dacă da. A mușcat. Zi. Am mușcat. Am mușcat din mor. Dar să știi că am oferit mere mai multor actori colegi de acolo de la repetiție. A fost singurul care a luat mărul și cum l-a luat a și mușcat. N-am gândit-o, așa mi-a ieșit pur și simplu, zic, ai mușcat. Da, da, în același și timp. A fost prima întâlnire. Am mușcat din mărul ăla, dar Valentin Teodosiu spune despre tine, Luminița, că ești o binecuvântare pentru el și că a reînviat prin această căsătorie și relație. Asta a spus. Adică am citit un interviu. Da, da. Adică mi se pare cea mai frumoasă declarație. Să zică cineva că ești o binecuvântare pentru el. Serios. Putem să mergem la Cabral. Mă prezint bine când o să spun că am venit cu soția mea. Da. Bun, haideți să vedem totuși că plecasem cu imaginile, să le vedem să pe le vedem. Irina și pe Katinka acum 11 ani când au venit la noi în emisiune. Atunci eram happy hour. Fetelor, priviți la ecran, voi sunteți acolo în câteva. Băi, nene, deci ălea mici sunteți voi. Ăla cu cămașa pe afară mai slab. Deci nu să nu spui că ești tu. Ăla erau, deci acum 11 ani, nene. Vai de mine. Fetelor, voi sunteți alea două. A? Deci, formidabil. Ce părere aveți? Formidabil, mă. Nu mai țin absolut deloc minte. Nu mai țin minte, nu. Irina, nu? Katinka ține. Da, acum voi vă recunoașteți acolo care sunteți una, care sunteți da. Păi da, sigur. Păi cum, da, că-s gemeni. Păi, uite, ia zic, păi nu sunt identici. Ia zic, Katinka, care ești? Asta cu microfonul.
Nu, aia sunt aia, eu. Aia e dreptat microfonul spre mine. Wow! Da. Ce am galbeni, e așa? Formidabil. Fabuloase imaginile astea. Uite. Uite, deci lângă, cine era? Katinka, nu? Katinka, da. Katinka, tu erai în galben. Da. Deci Katinka, nu, acum aici, Katinka, ia, uite. Tu când erai mică. Katinka, tu când erai mică, tu ești, da? Și? Formidabil, mă. Da. Dacă și? Ne chem când face David 20 de ani, degeaba ne mai chem. Super. Vai, vai. Super. Nici mie nu-mi vine să cred. Stai să vedem, să vedem pe Irina. Uite-și pe Irina. Irina, tu erai acolo. Da. Da, eu. Era prima dată când veneați la Happy Hour. Vai ce roșcată eram. Altă treabă, altă culoare, altă viață. Altă. Era serialul, mă. Era serialul, dar o prindea și bine roșcatul ăsta. Se și purta, culmea că acum se poartă foarte tare. Propui ceva? Da? Pun cum? Propui nu propun nimic, dar zic că ai anticipat moda. Da. Corect. Mai vreo 10 ani înainte. Mai nasolic că și acum îi spune Suzy de la Brook. Nu mai joacă de 20 de ani, dar o să dă mereu și atunci. Reluare, mi se pare că e un serial care a mers foarte mult, da. Și a avut o audiență foarte bună, lumea îl știe pe care afară. Audiență și foarte bună. Ia da. Uite-le pe gemene. Băi, acum formidabil. Fetele din imaginea de acolo, de acum 11 ani, sunt pe canapea din nou. Dar asta cine e? Nu știu ce față aveam. Rotundă, pleca părul de la jumătatea capului. Deci cu 10 ani mai puțin. Câți da, ani avea? Cu 11 ani. 31 de ani. Am 41 de ani. Mulți înainte. Îți dai seama că peste 9 ani mergi pe 60? Da. Așa zic și eu, mă gândesc. Da. Merg. E bine. Păi dacă faci 50, nu mergi pe 60? Da, 50, e bine. Las-o așa, da. Să mergem mai departe. Ai copii, ai... Numai un pic, că vreau să vorbesc cu Irina și cu Katinka. Am înțeles că ele fac basket? Păi da. Întreabă-le că vorbesc. Fetelor, vă rog frumos. Ia ziceți, repede, faceți basket? Da. Amândouă în aceeași echipă? Da. Care e mai tare? Ia. Bine, campioană! Atenție mare, uitați-vă un pic la mine că vreau să le întreb ceva. Aveți iubit? Da. În fiecare săptămână câte unul. Și mama era să-și iau un cot așa. Adică au și ele prieten, asta mă întreba. Păi dar nu-i normal. Păi e normal dacă nu l-a auzit prietenul ăla pe vocea dumneavoastră când îi sună la ușă. Cine e? Sau nu știu ce puge ăla țărat cu pescări. Nu e adevărat. Dacă le ia cu vocea aia de la prozit. Cine ești, mă? Cine ești, mă? Dar nu asta e problema. Problema este că... A ajuns la Roman în 3 minute. Bă, prietenul de suflet îl știu. Îl și văd la telefon, mă salută, transmite-i salutări lui... Da, de tu... Prietenul de suflet? Da. Da. Păi las nu știu. Și prietena. Prietenul și prietena. Prietenul și prietena. Bun, și tu, Katinka, deși tu, Katinka, e prieten și tu, Irina? Katinka e mai fidelă. Katinka? Da. Deci nu. Ba da, dar are unul. Păi ce cică, câți am? Și acum, Irina, și ce vrei să zici de mine, unu mamă? Unul pe săptămână. Ba nu e adevărat. Nu, unul la două săptămâni. Vrei și dovezi? Nu. Vrei și dovezi? Bine. Mi-e place că... Cred că astea sunt discuțiile pe care o să le aibă fiecare părinte cu adolescenții, nu? Eu nu ți-aș dori. De ce? Pune-te în situația mea. Eu stau pe acolo și mă fac că n-aud. Da, și? Adică? Și ce se fac? Asta e situația. Și funcționează întotdeauna să vă faceți când auziți? Păi nu, că vorbesc și eu, după aia mai întreb și eu. Una alta. Cum e? Cât are la geografie? Cât are la română? Da. Ce vreau să ne întreb și dumneavoastră și soția, doi actori renumiți, celebri, cu multe lucruri frumoase făcute. În același timp, știu că nu vă doriți ca fetele să vă urmeze cariera, nu? Nu știu, Luminița. Eu n-am spus că nu-mi doresc lucrul ăsta. Spun ceea ce le spun și lor. Orice și-ar alege să o facă din mare plăcere, pentru că e trist să mergi la un job pe care nu-l iubești. Și le-am spus și coafeză, și croitoreasă, și orice. Important e să-ți placă. Să-ți placă ce faci. Eu cu cea mare... Nu l-au fost tentate de actorie? Nu, pentru că nu le-am dus la teatru. Când eram mai mică eu, da. Îmi plăcea mai mult. Adică îmi plăcea cum joacă mama și... Nu știu, câteodată deci mă gândeam... Îți plăcea mai mult cum joacă mama decât tata, nu? Nu, că nu știu mama, împreună. Pe mama o vedeam mai mult la spectacolele... Da, pe mine nu mă vedea mult. Că mă distrugeau mai rar. Și? Și, nu știu, aveam în cap că voiam să mă fac actriță câteodată, dar acum... Acum nu. Ți-a trecut. Da, Katinka, nici tu nu vezi. Nu mai bine ca mine cu cealaltă. Cu sportul, nu? Ba da. Cu sportul te vezi, adică nu cu actoria. Nu, deloc. Cu sportul, ziceți. Cu Monica cea mare. Da. N-am dus-o niciodată decât la Mojgerilă. Atât, la de teatru. De asta s-a făcut stomatolog. Și la spectacole. E stomatolog, nu-i mai bine așa?
Câștigă mai bine, nu? Dacă, păi cum câștigă? Păi nu știi bancul că ți l-a spus ăsta care vine la tine de mă face să râd ieri. Am râs la... Cine? Ăla... Cum îl cheamă? Neamțul care? Neamțul. Ți-a spus bancul cu... Nu. Care e diferența dintre o pizza și un actor? Nu. Pizza poate hrăni o familie. E trist, de fapt, bancul ăsta. Mă așteptam să... Păi, mai să râdem. A fost mai așa, am râs în sec. Da, vreau să le spun ceva celor de acasă. Luminița, îmi pare rău, ai fost undeva pe culoar. Irina și Catinca n-au fost aici. Dar Valentin Teodosiu vrea să anunțe că se apucă și de dans. A făcut ceva cursuri de dans cu David. Deci vreau să vezi. La următoarea ediție Dansez pentru tine, Valentin va fi unul dintre... A, deci nu acum, hai că m-am mai liniștit. Acum uite, David să mă... David, poți să faceți puțin. Să exersați cum l-ai învățat pe domnul Teodosiu să facă flos. Flos e un dans, știi flos, Luminița? Flos cu S, nu? Eu știu, dar nu vă arăt. Flos. Bun, el este David, este astăzi pregătit. Ia, David, te rog frumos să explici tu cum. Ca să repetam mai devreme. Întâi să te văd din față. Deci, dar să vă și arată, faceți cu el. Păi întâi să fac el. Așa. Ce e asta, mă? Păi asta e flos, așa. Păi vreți să arăt cum face Irina? Păi nu, dar ne-a dat lasă un pic, a zis Irina că învăț. Irina, rămâi trăznit, da? Cum ia face. Ia, dar cum lasă cum faceți? Păi dacă mi-arată. Hai, David, ia amândoi. Hai. Ușor. Da, ușor, David, amândoi, ia. Ia, David, uite. Ziceți că sunteți la schi? Domnul Teodosiu, sunteți la schi? Da. E perfect. Bravo, David. Dar stai un pic. Ia, Irina, tu știi? Da. Știu. Ia să vedem. Mamă, David, haide să vedem. Provocare. David versus Irina. Hai să vedem. Bate palma. Bate palma și cu Irina. Faceți să vedem. Hai să vedem. Care e mai bun? Ia. Și mai repede. Care face mai repede? Mai repede! Mai repede! Mai repede! Mai repede! Mai sare freza asta din iop. Perfect, David, uite. Nu mai poți, jur. Ce drăguț. Deci mai face, dar să aștept de câteva minute. Bravo, iubire. Mulțumim mult de tot. David a fost antrenor. Vă rog frumos, domnul Teodosiu, din partea acasă. Avem șapă și mere, nimic nu e butaforie. Totul e pe bune aici la emisiune. Spuneți-mi ce planuri aveți și unde vă vede lumea acum. Să spună Luminița întâi. Vă rog. Pe mine mă vede și la piață, mă vede și la sala de sport. La piață nu cred că mă vede pe mine. E adevărat, el merge mai des, că îl trimit. Sport în fiecare zi? Nu în fiecare zi, hai să nu exagerez, dar fac și fac balet de vreo 5 ani. Nu pot să cred. Ei, nu, ba da. Mi se pare rar, adică este pur de balet la câți ani? La câțiva ani. Ok. Da. Vede și fotografiile, stai că era ceva mai devreme... O imagine de la balet. Ei, da. Da, era o piruetă. Păi eu l-am trimis-o. Am văzut o piruetă. Da, fac și piruete. Și, bineînțeles, mă pot vedea oamenii la teatru. Am spectacole frumoase. Unde, Luminița? La Teatru Notara. Deci la Teatru Notara, când e următorul spectacol? Uite, astă seara am. Deci astă seara, de la ce oră? De la 7:30, Hamlet în sos picant. Vă invit cu mare drag, astă seara probabil că nu deci o să reușim. Deci la Notara, Luminița vă așteaptă, Luminița Erga, Hamlet în sos picant. Efecte colaterale, praf. Deci toate piesele de teatru sunt doar la Notara cu tine. Ale mele și am și la Teatru Metropolis un spectacol foarte frumos cu Ștefan Bănică. Și cu multe femei, care între timp mi-au devenit și foarte bune prietene. Un spectacol pe care l-am plimbat prin țară și cred că o să-l mai plimbăm, pentru că are mare succes Jake și femeile lui. Perfect. Uite, asta e poza cu balerina. Da. Deci pot. Foarte tare. Felicitări, serios. Și eu fac. Da? Și eu fac nu, pe bune, de ce râzi? Că fac, chiar fac, uite, da, să da, spună. Da, am înțeles, am pe dat, românește. Am dat 5 kg jos în 14 zile. Da. Și mă apuc de... yoga. Nu. Pe yoga am făcut. Pe yoga l-a făcut. Ne vă apucați de ce? Ia zi, mama, kinetoterapie. De kinetoterapie, lunea, miercurea și vinerea, 2 ore de sport cu bandă, cu biciclete, cu de toate. Deci, super. Vreau 25 de kg, ne vom vedea. Până când?
până nu-ți trag gura. Hai, faceți un pariu. Nu, pe bune, pe bune, vorbesc serios. Păi, via, facem un pariu. Hai. Hai, deci, bine, până... Vezi că eu sunt extrem de ambițios. Și eu vreau să dau 10 kg. Păi una e să vrei și alta să le dai. Păi bine, și la noastră valabil la fel. Nu, deci eu suntem... le dau. Bine, și eu le dau. Suntem în început de mai, 2 mai, da? Da. Mai, iunie, mai sfârșitul lui iulie. 1 mai, 2 no, mai, hai. Mai 3. Cât? În 3 luni? Ai, las-o pe septembrie. La început de septembrie. Că mie nu-mi place să pierd. De deci, antrenoarea. Deci, noul nostru sezon, Valentin Teodosiu va veni cu 25 de kilograme mai puțin. Da? Și nici nu o să mă mai recunoaște. Te subțineți în vocea. Cât aveți acum? 66, da. La ce te referi? La ani, exact. La kilograme. 135. Deci vă vedem la 100... Cât? 10 25 kg. Vreau. Deci 110 kg. Mai puțin. Nu, nu, e foarte bine 110. 110, hai. Nu să nu schimb genul. Eu am 95. Felicitări. La mai mare. Da, da, da. Exact. Pariu pe ce? Da, slăbesc și eu 10 kg. Bine, spui. Da. Pariu deci, pe ce? Pariu pe cine pierde. Da. Ce să facem, bă, nene? Ce vrei tu? Fii atent, facem balet. Nu. Nu avem pe lumiță. Nu, pentru că eu fac. Bine, nu atunci faci. Dansăm la o bară, facem ceva. Ce? Zici ce se face? Păi nu știu, păi, jucăm basket cu fetele, abar n-am. Păi eu am făcut basket și joc. Bine, atunci ce? Te văd. Păi zi tu un pariu. Păi facem așa. Îți dau posibilitatea să alegi. Sunt generos. Păi nu, mă gândesc. Cine pierde dintre noi, alege după și aia. Și când îmi spui? Păi la 1 septembrie ne întâlnim la emisiune, ne cântărim. La eu trebuie să am cu 10 kg mai puțin, noastră cu 25 de kg. Cine pierde, execută cei de celălalt. Corect? Corect. Acesta ar fi spus, da, am bătut palmă. Nu e pe pedeapsă. Păi e pe pedeapsă. Să știu despre ce e vorba. Pe ce? Hai, zicem o pedeapsă, ce să facem? Pune și un premiu pentru cel care câștigă. Nu, pentru ăla care pierde să aibă o pedeapsă. Iar cel care câștigă... Un premiu. Hai, ca să fiți motivați. Ce să fac? Pe care e premiu? Zi premiu, premiu. Ce? Ăla-i premiu? Nu. Premiu, premiu. Nu, că ăla e foarte bun. Care era, ce? Ăla e foarte bun cu parașuta. Bulă. Băi, băiatule, trebuie să sări. Nu sări. Trebuie să sări cu parașuta. Nu sări. De ce? Că mi-e frică. Băi, aici nu te-a întrebat nimeni dacă ți-e frică sau nu sari. Se duce în avion. Mi-e frică, eu nu sar, să ține de bara aia, să trag 10 de el, n-au putut, sau de ce te duc la comandant. Ăla, ce faci, mă, dobitocule? Bine, mulțumesc. De ce n-ai sări? Pentru că mi-e frică. Vezi că mâine vine un colonel american. Nu vreau să spun ce faci, ce-ți face ăla dacă nu sări. Îți dai seama ce-ți face ăla dacă nu sări? Fii atent ce spun eu, că e nasol. Vii mâine să-mi raportezi. Vine a doua zi, ce faci, mai sărit? Puțin, la început. Da, Valentin Teodosiu, avem buni. Pe mine nu mă întreabă ce joc, unde să mă vedeți, n-are nimic. Da, asta vreau să zic acum, Valentin Teodosiu, da. Ne spune unde puteți vedea la teatru. Deci, la teatru de comedie, ca proaspăt pensionar, mă puteți vedea jucând acum pe bani de data asta, numai pe salariu. Pensia nu o să vă spun cât am după 40 de ani de teatru și film. Pentru că este confidențială, 2450 cu impozit, cu impozit și mai îmi dă caramitru 12200, că e jumate din 1200, nu? Da, 1200. Hai să ne înțelegem. 36. Bun, deci mă puteți vedea la Teatru de Comedie în ultima, nu ultima, în cea mai nouă premieră Ferrari cu Maia Morgenstern, Horatiu Mălăele și George Mihăiță. George Mihăiță și cu mine, care rupe casele, rupe tot, se joacă la Național, nu mai sunt bilete de mult. Puteți să mă vedeți în Micul Prinț, care este excepțional. Duminică acum în Ferrari pe 14, 18 mai Micul Prinț. Și cu Bănică în La Pulce, Puricele, 30 mai. Mai multă cum găsiți și pe Facebook la Valentin Teodosiu, care e și foarte activ pe Facebook.